Știu că v-am zăpăcit cu acest cadru și cu felul meu de a filma fără să-mi arăt fața, dar momentan m-am hotărât să fac acest lucru. Nu o să mai vedeți fața în următoarele clipuri. Așa pentru mine și pentru faptul că momentan nu mă simt confortabil să îmi arăt fața și nu mă simt eu confortabilă să apar în fața voastră, dar... Cu toate astea am zis să vă arăt câteva produse pe care eu le-am iubit în ultima perioadă. Sunt produse oarecum noi încercate, așa că haideți să trecem la treabă. Am prima dată acest gel intim de la Sien. Îmi place foarte mult pentru simplu fapt că nu îmi provoacă niciun fel de alergie, niciun fel de senzație neplăcută în acea zonă, Știm și nu, știți și voi cât de importantă este zona aceea și cât de sensibilă este, astfel încât trebuie să folosim produse care să nu ne agreseze acea parte și acest produs uh, se ridică la nivelul așteptărilor, să zic așa, este un produs ieftin, dar care își face treaba foarte bine și are 400 de ml, o să vă țină foarte mult un produs despre care credeam că nu o să vă vorbesc niciodată. Asta pentru că niciodată nu m-a tentat să cumpăr produsele de genul gelurilor de duș din gama Avon Care. Nu știu de ce, dar nu le-am dat niciodată nicio șansă. Ei bine, am folosit acest produs de când am început de o lună și <coughs> jumătate. Credeți-mă că doar pe el îl folosesc, îl ador, efectiv îl ador, are 400 de mililitri, lasă pielea atât de moale și atât de hidratată și foarte frumos parfumată, pot să spun. Are mirosul clasic de la această gamă, dar îmi place foarte mult și vi-l recomand și vouă. Un alt produs pentru corp este vorba despre acest unt de corp de la Farmona. Este cu... mai bine vi-l arăt așa cu miros de flori de liliac. Da, miroase extraordinar de bine. Are un ambalaj foarte drăguț. Nu cred că pot să desfac borcanul acum. Nu, nu pot, cu capac de tablă. Dar vedeți cum arată, o consistență foarte densă. Îmi place foarte mult, miroase extraordinar de bine a primăvară și uh, mă face să-l folosesc de fiecare dată. Chiar vi-l recomand. Nu știu cât costă, pentru că eu l-am primit, dar sunt mega încântată de el apoi, un alt produs este acest scrub de la Oriflame din gama Love Nature cu castravete, are 30 de mililitri și deși, deși particulele nu se văd, credeți-mă că există și sunt niște particule foarte mici care exfoliază destul de delicat uh, pielea și mie îmi place foarte mult chiar își face foarte, foarte bine treaba și vi recomand o cremă de mâini pe care am folosit-o în ultima perioadă este aceasta de la dav din gama N Nourishing Secrets cu mm, ulei de cocos și lapte de migdale. Le citesc prin cameră și de asta <laughs> fac pauze. Are 75 ml și miroase foarte drăguț și hidratează foarte bine fiind pentru pielea uscată. Pe mine mă ajută foarte mult în această perioadă. Un produs ca și tratament este acesta de la New Skin, este un tratament pentru coșuri. Știți că în clipul cu MTs v-am arătat că am aruncat acea cremă de la Viva Natura. Ei bine, îl mai am pe acesta, mai am foarte puțin în el. Și acesta își face treaba și acesta este bun, dar tot mai bună era acea cremă. Dar cumva a reușit să intre în favorite și să mă mulțumească unde ajuns încât să îl folosesc cât mai am, este un produs cum costă în jur la 70 de lei, acest mititel, dar își face treaba destul de bine. Tot ca și produse pentru corp, am două parfumuri. le-am pe acesta, Tomorrow. Știți că v-am spus eu un clipul trecut cu produse favorite că îmi doresc foarte mult parfumul. Ei bine, am primit acest mini de nu știu, 10 ml are. L-am folosit îl iubesc. Nu o să-l mai folosesc, doar o să-l miros, dar în curând o să-mi cumpăr parfumul mare și mă bucur foarte mult pentru că am avut ocazia să încerc, să în... reîncerc, să zic așa, parfumul pentru că îmi place foarte mult. Și un preferat din ultima perioadă și un preferat al meu din toate timpurile este acest parfum de la Little Black Dress. Eu l-am în 50 de mililitri, nu știu dacă vă puteți da seama cam cât am folosit din el, aproape jumătate, Cred mai bine de jumătate. Îmi place mult. Persistă foarte bine pe haine și pe piele și nu știu, e un miros destul de feminin, destul de drăguț. Într-adevăr, mai toată lumea îl poartă, dar mi îmi place mult chiar și așa. O descoperire recentă, deși am unul la țară și unul aici. Cel de la țară, când l-am desfăcut, era. Oarecum uscat, să zic așa, și nu prea mi-am dat seama de produsul din interior. Cred că așa a venit el uscat, dar acesta este un produs normal, umed, și îmi place foarte mult. Este un rimel pe care l-am imediat, vă arăt pensulica, așa arată pensula lui. Este un rimel pe care tocmai ce am deschis și pe care o să-l folosesc în continuare pentru că îmi place extraordinar de mult cum, cum îmi lasă genele. Nu credeam că o să mă îndrăgostesc de el, dar cu cât îl folosesc mai mult, cu atât îmi place mai mult trimelul ăsta și vi-l recomand și voi, este de la Essence. Și ultimul produs din acest clip este acest ulei de buze de la Avon, vi l-am arătat în mini holul meu. Vedeți că am folosit ceva din el pentru că îmi place foarte mult, nu știu, uleiul ăsta nu are nevoie de descriere efectiv, dacă vă place clipiciul pe buze, atunci trebuie să vă cumpărați acest produs, aplicatorul lui este unul normal ca și de gloss. textura este între gloss și um, ruș cremos, nefiind lipicios, adică nu știu, nu e atât de lipicios pe buze ca un gloss, dar nici atât de rezistent ca un ruș cremos, nu știu dacă mă înțelegeți. Dar mie îmi place foarte mult acest produs și o să-l folosesc în continuare, probabil până o să-l termin. Nu știu, îl mai am și pe celălalt, dar doar acesta îmi place foarte mult. Și da, cam acestea sunt produsele pe care eu le-am folosit în ultima perioadă și de care am fost eu super îndrăgostită. O să-mi spuneți și voi în comentarii ce favorite ați avut voi în ultima perioadă, ce v-a plăcut vouă cel mai mult și dacă ați folosit ceva din ceea ce eu v-am arătat, ce părere ați avut voi despre um, aceste produse. Până data viitoare v-am pupat și aveți mare grijă de voi. Pa!